Voi citi pentru aceasta două texte din Scriptură, ambele rostite de însuși Iisus. Este vorba de un fragment din predica de pe munte, cea mai sublimă predică, cel mai înalt mesaj pe care cineva l-a putut rosti vreodată pe pământ. Încă nu există niciun orator care să-l fi depășit pe Iisus. Nu există niciun împărat, nu există niciun demnitar, nu există niciun filozof, niciun medic care să fi făcut ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Matei, capitolul 5, versetul 3, Iisus a spus: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Iar al doilea text este din Luca 18, de la 9 la 14, pe care aș dori să-l citesc. Am mai spus și pilda aceasta, pentru că unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș dori să încep cu o afirmație pe care Nicolae Steinhardt a făcut-o. Pentru a defini ce înseamnă să fii sărac în duh. Și pentru a înțelege mai bine ce a vrut Iisus să spună când a vorbit despre ce înseamnă să fii sărac în duh. Observați, când Domnul Iisus folosește acest joc de cuvinte, dacă pot să-l numesc așa, ferice de cei săraci în duh, parcă este împotriva rațiunii omenești. Deoarece noi căutăm fericirea în lucruri care considerăm noi că ne-ar conferi fericirea. Fericit este omul, spunem noi, în termeni raționali, în termeni umani, fericit este omul care are puterea, care are banii. Fericit este omul care are autoritatea. Fericit este omul care are știința, filozofia și așa mai departe. În schimb, Iisus răstoarnă această ordine de valori din mintea noastră și El spune: ferice este exact, fericirea este exact inversul gândirii umane. Ferice de cei săraci în duh. Și iată ce spune Nicolae Steinhardt. Nicolae Steinhardt spune că Hristos, când a rostit ferice de cei săraci în duh, nu s-a referit la faptul că oamenii trebuie să fie reduși mental, proști. El a spus așa: nicăieri și niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proști. Ne-a chemat să fim buni, blânzi, cinstiți, smeriți cu inima, dar niciodată tâmpiți sau reduși mental. Și m-am gândit foarte mult la cuvintele acestea. Oare doar El le-o fi rostit? La ce s-o fi referit Iisus când a spus ferice de cei săraci în duh? Bineînțeles că nu s-a referit la ferice de cei săraci material, pentru că în duh nu poți fi bogat material. Duhul n-are nimic cu materialul, cu materia. Iisus nu s-a referit la cei săraci în duh, la cei lipsiți de minte, la cei reduși mental. Nu, pentru că atunci Apostolul Pavel n-ar fi scris în Efeseni 5 cu 17, de exemplu: înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. De aceea nu fiți nepricepuți. Adică nepriceput este un om care nu se pricepe. Un redus mental sau un slabist într-un domeniu oarecare. Unul care nu se pricepe. Eu, de exemplu, nu mă pricep la electronică. Sunt nepriceput. Nu mă pricep la
divide atomul, cum a făcut-o Einstein. Sunt un nepriceput. Nu mă pricep la formule chimice, așa cum se pricepe un chimist. Și exemplele ar putea continua. Suntem nepricepuți, iar Apostolul spune, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Fiți înțelepți în a înțelege voia lui Dumnezeu. De asemenea, în Matei, capitolul 10, versetul 16, însuși Iisus a spus, fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Deci iată că Hristos ne cheamă la a fi înțelepți. Pilda celor 10 fecioare se referă la 5 înțelepte și 5 nechipzuite, ca să nu le zică cuvântul acesta care sună așa de urât, nu? Prost. Fiți înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Creștinul este chemat să fie înțelept, să fie inteligent. Nu este chemat să fie redus mental. Nu este chemat să nu se informeze, să nu citească, să nu știe ce se întâmplă în lumea din jur, ba dimpotrivă. În Efeseni capitolul 5, versetul 17, în 2 Timotei capitolul 4, versetul 5, iată ce îi spune Pavel lui Timotei, dar tu fii treaz, fii treaz, ce înseamnă? Înseamnă să ai o minte care să o cultivi, înseamnă să fii înțelept, să gândești, să-ți folosești mintea. Nu înseamnă să nu o folosești, să lași totul să decurgă în voia sorții, fără ca tu să gândești, ci dimpotrivă. Am fost crescut într-un sistem, în sistemul trecut, în care nu aveam voie să gândim noi, alții trebuiau să gândească pentru noi. Noi nu aveam niciun drept la a gândi și la a ne exprima, nu aveam niciun drept de a ne spune punctul de vedere. Ceea ce spuneau ei, asta trebuia să fie. Și nu aveam niciun drept de a corija sau de a corecta vreun punct de vedere al unui demnitar, pentru că aveai repercursiuni. De asemenea, în 2 Timotei 1 cu 8, 1 Corinteni 14 cu 20, spune Apostolul Pavel, fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți copii, iar la minte fiți oameni mari. Adică un om mare ce face? Gândește, nu? Eu nu pot să-l păcălesc pe un om mare cum îl păcălesc pe un copil. La un copil îi spui, hei, dacă vii acum, dacă stai cu minte în biserică, la finalul predicii, la finalul slujbei, promit că îți cumpăr o ciocolată. Și copilul pentru o ciocolată, dacă chiar îi place ciocolata sau i-ai găsit slăbiciunea, că orice om are o slăbiciune, orice scaun are un punct nevralgic, nu? Dacă i-ai găsit slăbiciunea, el pentru lucrul acela face orice. Aș vrea să vedem cum arată un om sărac în duh. Când Domnul Iisus a spus, ferice de cei săraci în duh. La ce s-o fi referit? Predica de pe munte este una dintre cele mai frumoase predici rostite de Iisus. Matei o surprinde într-un mod deosebit. În capitolul 5, capitolul 6 și capitolul 7. În capitolul 5, Iisus vorbește despre adevărata fericire, pe care o caută toată lumea. Toți oamenii de pe pământul acesta vor să fie fericiți. Fie creștini, fie necreștini. Fie vârstnici, fie tineri, fie copii. Toată lumea caută fericirea. Însuși faptul că suntem căutători doar a fericirii fără Dumnezeu este un păcat. Noi ca să fim fericiți, n-ar trebui să căutăm fericirea, ci să-L căutăm pe Dumnezeu care oferă fericirea. Dar de multe ori oamenii caută fericirea fără Dumnezeu. Caută fericirea în păcate, în plăceri, caută fericirea în dezmăți, caută fericirea în bani, caută fericirea în nume, în poziții politice, în poziții sociale, orice să fie ceva, pentru că el consideră acolo este fericirea. Și de atâtea ori experiența o spune că toți cei care au atins țelurile care și le-au propus au ajuns la concluzia că nu există fericire. Pentru că fericirea este o persoană. Știți, Apostolul Pavel când spune despre Dumnezeu, el este singurul care spune a fericitului Dumnezeu, a prea fericitului Dumnezeu, adică fericitului Dumnezeu. Nu știu de ce oamenii își dau nume de prea fericiți, să dea Dumnezeu să fie prea fericiți. Dar Dumnezeu este fericit, a fericitului Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu fericit. Dumnezeu vrea să te facă și pe tine fericit. Și Iisus spune, vrei să fii fericit? Dacă vrei să fii fericit,
Atunci, uitați cum le pune în antiteză lucrurile. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Observați unde este secretul fericirii. Spune, oameni buni, spunea Domnul Iisus, secretul fericirii nu este în ceea ce voi căutați, în ceea ce voi vă consumați toată viața, ci secretul fericirii este în ceea ce vă spun. Dacă vrei să fii fericit, atunci ascultă-mă. În capitolul 5 vorbește despre ce înseamnă să fii fericit, despre scopul creștinului care are o esență mare în lumea asta, comparând creștinul cu sarea pământului și cu lumina lumii. Vă rog să mă scuzați. Și cu lumina lumii. Arătând cât de important este un creștin care trebuie să dea sens lumii și nu lumea să dea sens creștinului. Cât de important este o biserică pentru societate, să o impacteze societatea și nu societatea să impacteze biserica. Cât de important este biserica să fie relevantă pentru societate și nu societatea să fie relevantă pentru biserică. Apoi vorbește despre faptul că legea și prorocii sunt foarte buni și el spune, n-am venit să stric legea și prorocii. Vorbește despre ucidere, despre preacurvie, despre despărție, despre divorț, despre jurământ în acest capitol. Și apoi despre iubirea vrăjmașului. În capitolul 6 vorbește despre importanța rugăciunii și a postului. Și chiar îi învață pe ucenici cum trebuie să se roage. Iar în capitolul 7 vorbește despre faptul că mai înainte să te uiți la altul, să te uiți înspre tine, să te judeci pe tine, să stăruiești în rugăciune, să cauți poarta cea strâmtă, să te ferești de proroci mincinoși și în final ai grijă cum îți fundamentezi viața. Pentru că ai o singură viață folosind acea piltă, casa zidită pe stâncă. Pentru că vine o vreme când se va testa credința ta, credința mea și testul se dă în furtună, nu se dă în vreme de liniște. Iar furtuna va demonstra dacă tu tot ce ai zidit, dacă ai împlinit capitolul 5, capitolul 6, capitolul 7, când va fi testată credința ta, credința mea în furtuni, dacă edificiul pe care noi l-am zidit spiritual rămâne, înseamnă că am zidit bine. Dacă se dărâmă, înseamnă că am zidit rău. Și asta necesită înțelepciune. Dar haideți să ne întoarcem la subiect. Ce înseamnă să fii sărac în duh până la urmă? Când Iisus a spus ferice de cei săraci sau fericiți sunt cei săraci în duh, ce a vrut Iisus să spună? Și pentru asta am luat textul acesta din Luca 18, unde Domnul Iisus, tot el rostește pilda, că doi oameni s-au dus la templu să se roage. Amândoi au făcut bine. Ce fain că ați venit și unul și celălalt la templu. Să vă rugați! Lucrul acesta este esențial, de-aia mă duc la o biserică, să mă rog. Dumnezeu, Domnul Iisus a spus, casa mea se va numi o casă de rugăciune. Dar ceea ce se întâmplă în timpul slujbei, atitudinea cu care vine și unul și celălalt va determina destinul lor veșnic. Va determina faptul că pe unul ascultă Dumnezeu și pe altul nu-l ascultă Dumnezeu. Și asta totul începe de la ceea ce a spus Iisus în predica de pe munte, de la afirmația pe care a făcut-o chiar la începutul predicii, ferice de cei săraci în duh. Iată ce înseamnă să fii sărac în duh. Primul lucru care vreau să-l subliniez, un om care este sărac în duh, primul semn exterior al unui om sărac în duh, este că omul acela își recunoaște starea spirituală. Dragii mei, fiecare dintre noi avem un univers interior, o starea noastră interioară, care dacă o recunoaștem înaintea lui Dumnezeu, avem șansa să o schimbăm dacă nu ne place. Dacă nu o recunoaștem și venim înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cunoaște starea, dar noi în fața altora pozăm altfel. Niciodată nu se va schimba starea. Dumnezeu apreciază pe cel care își recunoaște starea spirituală în care se găsește. Iată, vine un vameș și vine un fariseu. Fariseul are o gândire despre sine atât de eronată, atât de perisabilă, atât de stricată, atât de deformată. Pentru că el este omul care dorește să pozeze bine în fața celorlalți. Nu contează că interiorul e praf, contează ce se aude când iese pe gură în exterior, pentru că ceilalți îl aud când se roagă. Și cum se spune el în rugăciune, ai milă de mine păcătosul?
ai milă de mine, cum să spună el așa ceva, că îl aud ceilalți, îl aude vameșul acesta care stă lângă el, îl aud ceilalți din jur care se roagă și când se roagă cu voce tare, se roagă amândoi, nu se roagă pe rând, ci se roagă împreună, așa cum ne rugăm și noi aici. Dar cum să-și recunoască el starea în mod vocal, tare, ca să-l audă vameșul acesta păcătos, când el este mult mai bun decât vameșul care stă lângă el? Și prin urmare, decât să mă audă fratele sau sora spunându-mi starea și deplângându-mi starea interioară, mai bine spun alte cuvinte ca să creez impresie. Și eu care stau lângă tine și aud cum te rogi, mă gândesc, după ceea ce spui, starea acestui om este perfectă. Dar de fapt, nu este. Știi ce mult contează să-ți recunoști starea, să știi care este starea obiectivă, nu subiectivă? Noi toți avem păreri foarte bune despre noi. Nu există unul aici să aibă păreri rele despre sine. Și dacă vreți să mă contraziceți, lasă că la finalul slujbei vă demonstrez. Nu mă vin și spun că am o părere nu așa de bună cum ai tu despre tine și să vezi că o săptămână poate nu-ți revii. Poate o să mă sun și o să spui, pasture, dar ce ai cu mine? De ce mi-ai spus asta? Ai ceva cu mine, ești supărat pe mine? Cum de mi-ai spus treaba asta? Dar n-am nimic cu tine. Dar faptul că am spus un adevăr despre tine te-a năucit de-a dreptul. Atac la imagine, atac la persoană. Fii bun, fă ceva, că vreau să-ți schimb imaginea despre mine. Noi avem păreri foarte bune despre noi înșine. Suntem foarte consumați de ce cred cei din jur despre noi. Și prin urmare, facem tot ce putem ca să avem o imagine foarte bună în jurul nostru. Creăm imagini, dacă cineva ne atacă imaginea noastră publică, suntem gata să-l ducem la comitet, suntem gata să facem ședințe. Acum nici vreau să adun comitetul și vreau să-l adun și pe el și să stăm de vorbă, frate. Mă, frate, liniștește-te, hai mai întâi să stăm de vorbă. Nu, nu, eu vreau la comitet, direct la comitet. Acolo să-l aduci, să-l aduci de ureche și să-și ceară iertare. Ai înțeles că mi-a deformat imaginea. Poate respectivul are chiar dreptate. Poate celălalt care l-a înfruntat sau i-a spus un adevăr, numai că atunci când vrei să spui adevărul, pregătește-te de suferință. Ai spus un adevăr despre cineva și îl doare, nu suportă, nu poate să... Ăla-i dușmanul meu, pe ăla nici nu vreau să-l văd, nici nu mai vreau să mănânc cu el la masă, nu mai vreau, înțelegeți? Pentru că oamenii nu-și recunosc starea lor spirituală. Dacă aș începe niște predici acide, cred că la adunarea generală mi-aș spune, fă-ți bagajele și du-te de unde ai venit. Că nouă nu ne trebuie unul să ne deranjeze. Nu ne trebuie unul să ne jignească, unul să ne spună anumite stări, cum e starea noastră. Lasă-ne în pace cu starea noastră. Dă-ne pace, că și așa suntem noi amărâți și suntem noi zdrobiți și suntem noi consumați de lumea asta care nu vezi cum se frământă. Ne mai vii să ne mai rănești și tu? Păi eu mă duc la biserică, nu să fiu rănit, eu mă duc la biserică să mă simt bine, să mă duc vindecat. Dar știi ceva? Iisus întotdeauna când a predicat, să știi că i-a și rănit adânc. Și culmea, spune apostolul, că el vorbea diferit de cum vorbeau cărturarii și farisei. Și oamenilor le plăcea și mergeau cu grămada după el. Pentru că în prezența lui, chiar dacă le explica stările lor interioare, acceptau, culmea, acceptau și se vindecau. Și mă rog în seara asta Dumnezeu să te vindece în cazul în care voi spune ceva ce te va răni, Dumnezeu să te vindece și să-ți schimbi starea. Să-ți recunoști starea. În primul rând, recunoaște starea spirituală. Iisus a spus, ferice de cei cu Duhul, ferice de cei sărași cu Duhul, adică de oamenii aceia care sunt smeriți, care își recunosc starea interioară. Uită-te la biserica din Laodicea, Apocalipsa 3:17. Ea are o părere despre sine, în timp ce Iisus are altă părere. De fapt, este îngerul bisericii din Laodicea, păstorul bisericii din Laodicea. Auzi ce crede păstorul bisericii din Laodicea despre el. Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Asta era părerea lui. Însă Iisus vine și diametral opus spune, pastore, ce rău e că nu-ți cunoști starea. Dacă ți-ai cunoaște starea ta, ai ști care e starea așa bisericii, că datorită stării tale au ajuns și biserica în starea în care este. Și multe biserici ajung să fie rezultatul stării păstorului pe care l-au, sau păstorilor pe care l-au. Nu vreau să jignesc pe nimeni, sunt eu și mă pun eu în acei papuci empatici pentru că sunt în cauză și mă rog întotdeauna lui Dumnezeu, dă-mi o stare după voia ta, ca și poporul tău să aibă o stare după voia ta, Doamne. Nu ne lăsa să ne mințim pe noi înșine, nu ne lăsa să trăim în stări iluzorii, nu ne lăsa să fim în fantezii și să avem impresia că suntem buni când suntem praf.
Luminează-ne, Iisuse Hristoase, deschide-ne ochii, deschide-ne mintea, să vedem cum suntem în realitate, ca să ne putem schimba, că altfel schimbarea nu mai vine niciodată. Dacă noi credem că suntem buni și avem stări despre noi foarte bune și imagini foarte bune, când să ne mai schimbe Dumnezeu? Iisus a venit în seara asta aici între noi, ne-am rugat și am zis, Doamne, schimbă-ne, dar poate nici nu te-ai rugat. Poate zici, schimbă-l pe fratele, schimbă-l pe cei din jurul meu, dar nu pe mine, Doamne, că eu sunt bun. Iisus zice, am venit degeaba, pentru ce eu am venit să te schimb pe tine. Dacă te schimbi pe tine, se schimbă totul în jur. Dacă nu te schimbi pe tine, nu se schimbă nimic în jur. Poți să te rogi, poți să te duci la seri de rugăciune, poți să strici, poți să urli, poți să vorbești în limbi, poți să faci orice, am venit omule să te schimbi pe tine. Recunoaște-ți doar starea, recunoaște-ți situația în care te găsești. Și Domnul Iisus îi spune păstorului din Laodicea, și nu știi, nu știi că ești nenorocit, sărac, orb și gol. Să vină Domnul Iisus să spună, Vasile, Maria, Petru, Nelu, oricine ai fi, vrei să știi tu ce cred eu despre tine? Nu ce crezi tu, nu ce cred alții, nu ce crede păstorul și comitetul, vrei să spun ce cred eu? Ăsta ești tu, nenorocit, sărac, orb și gol. În momentul acela când Domnul Iisus mi-ar spune starea care mi este, știi ce aș face primul lucru? Și știi ce ar trebui să faci? Să te pocăiești și să mă pocăiesc. Să zic, Doamne, schimbă starea. Auziți ce spune Ieremia, capitolul 5. Versetul 30, versetul 31. Un popor care nu-și recunoaște starea. Auzi, zice profetul Ieremia, când se uită Dumnezeu, zice, uite ce mi-a arătat. Dumnezeu vorbește, grozave lucruri. Urâcioase lucruri se fac în țară, nu doar în biserică, în toată țara. Auziți, prorocii prorocesc neadevărul. Preoții stăpânesc cu ajutorul lor. Și mai grav. Și poporului meu, îi plac aceste lucruri. Dar există acolo o întrebare. Dar ce veți face la urmă? Există un la urmă care vine și pentru mine și pentru tine. Ce vom face? Ce vom face când ne întâlnim cu acel la urmă, cu acel din urmă, cu acel care este Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă? Când vom sta în fața Lui, în fața justiției, dacă nu ne recunoaștem starea și ne place starea asta lălâie, starea asta plicticoasă, starea asta de un fel de pocăit, nu știu cum să spun, formalist sau libertin, ce vom face la urmă? Iisus este foarte supărat pe starea cărturarilor și a fariseilor care nu și-o recunosc. Și în Matei 23, de la 1 la 36, toată predica lui Iisus, diametral opusă de cea de pe munte, unde vorbește numai de fericire, lor le adresează un mesaj foarte acid, foarte tăios. Vai de voi, farisei fățarnici, cărturari fățarnici, uitați-vă în toate versetele, vai și vai și vai și vai. De ce? Pentru un simplu motiv, că nu vă recunoaște starea. Dacă v-ați recunoaște starea spirituală, Dumnezeu v-ar schimba. Dar sunteți oameni atât de împietriți, încât ați ajuns să credeți despre voi că sunteți chiar buni, când de fapt nu sunteți. În al doilea rând, un om care este cu Duhul, după care a spus Iisus, ferice de cei cu Duhul, săraci în Duh, recunoaște dependența de Dumnezeu. Țineți minte, recunoaște dependența de Dumnezeu. Îmi recunosc starea, dar nu mă ajută cu nimic doar să-mi recunosc starea dacă nu se întâmplă nimic. Cine mă poate ajuta să-mi schimb starea? Închisoarea? Școlile de corecție? Psihiatru? Cine mă poate ajuta să-mi schimb starea? În al doilea rând, recunoaște dependența de Dumnezeu. Auzi ce spune în Psalmul 127, de la 1 la 3. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cel care o zidește. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o
păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Ce înseamnă degeaba? Adică omule, înțelege că ești dependent de Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu nu mai vrea să te scoli mâine dimineață, tu nu te mai scoli, tu poți să faci orice. Dacă Dumnezeu a decis de mâine să nu mai miști, nu mai miști. Suntem în totalitate toți dependenți de Dumnezeu. Depinde de Dumnezeu și prin inspirație și expirație. Dacă Dumnezeu oprește acest sistem respirator care l-a pus Dumnezeu în noi, cele 5 sisteme prin care funcționăm, dacă unul din sisteme nu mai funcționează cum trebuie, ce se întâmplă cu tine? Cât ai fi de mare, cât ai fi de tare, să ajungi ca o epavă, ești bun de nimic. Pentru că noi, să nu uităm, depindem de Dumnezeu. A intrat vameșul și a zis, da, Doamne, asta e starea mea. Dar mai am o șansă. Șansa nu-i ce zice fariseul, că-s o epavă și bun de nimic. Eu știu că tu mai dai o șansă, Dumnezeule. Ai milă de mine. Și se bătea, Doamne, depind de tine, nu de ce spun fariseii. Nu de ce spun cărturarii, nu de ce spune Tora, nu de ce spune oricine. Eu depind de tine. Tu ce zici, Dumnezeule? Știi, împăratul Nebucadențar din Daniel capitolul 4, ca să învețe dependența de Dumnezeu, Dumnezeu l-a făcut pe acest om animal. Și când era el în starea aia animalică, și când mânca iarbă ca boi și i-a crescut ghiare și i-a crescut pene și i-a crescut unghii și i-a crescut de toate, i-a crescut și mintea, la un moment dat i-a venit mintea la cap și a zis, vai de mine ce prostie am făcut, înainte am zis că eu fără Dumnezeu am toată împărăția asta. Dar acum am ajuns la concluzia, scrie o carte, scribule de la palat, să știe toată lumea, letopisețule, scrie să știe toate împărățiile, lumea acestea, că există un Dumnezeu și că oricine depinde de acest Dumnezeu, chiar și eu depind de acest Dumnezeu. Și când a recunoscut dependența de Dumnezeu, dintr-o dată i-au căzut unghiile, i-au căzut penele și s-a făcut din nou un bărbat frumos. Și a fost repus în împărăție. Dar până n-a recunoscut dependența de Dumnezeu, omul fără Dumnezeu, spunea Țuțea, este un animal rațional care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. Asta ești tu, sunt eu, fără Dumnezeu. Noi suntem dependenți de Dumnezeu 100%. 1 Corinteni 4:7 spune Pavel, că cine te face deosebit? Ce lucruri le ai pe care să nu le fi primit? Există vreun lucru pe care să-l ai să nu-l fi primit de la Dumnezeu? Iar în 1 Corinteni 15:10 spune Apostolul Pavel, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt dependent 100% de Dumnezeu și de harul lui Dumnezeu. Sărac în Duhul sunt acei care își deau seama că nu se pot mântui singuri, cu niciun chip, sau că nu sunt în stare să facă niciun lucru bun prin ei înșiși. Sunt cei care prețuiesc ajutorul care poate să-l dea Hristos. Ioan 19:11, Pilat se uită la Iisus și face următoarea afirmație îndrăzneață în fața lui Dumnezeu. Și auzi ce spune lui Iisus, știi că am putere să-ți dau viața și am puterea să te răstignesc? Iar Iisus se uită la el și spune, te crezi independent de Dumnezeu? Ascultă, Pilat, tu n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus? Tu uiți, Pilat, și Imperiul Roman că depindeți de Dumnezeu, că El a trasat granițile, a stabilit hotarele. Nu uita, Pilat, nicio putere n-ai avea. Dumnezeu a hotărât ceasul acesta să mă dea în mâinile tale, în mâinile romanilor să mă răstignească, în mâinile iudeilor să mă judece, pentru ca să mântuiesc lumea. Eu pentru asta am venit, Pilat. Dar te las să faci ce vrei, să încalci legea romană, să încalci ce vrei, Pilat, pentru că în final voia lui Dumnezeu se va face, sunt dependent de Dumnezeu. În al treilea rând, omul care are sufletul sărac, sărac cu Duhul, recunoaște limitele cunoașterii de sine. Vreau să vă spun că niciunul din noi nu ne cunoaștem pe noi înșine. Dacă nu mă credeți, faceți teste acasă. Câți dintre noi n-am făcut noi promisiuni lui Dumnezeu și am zis, știi ceva, Doamne, eu niciodată nu o să mai cad în păcatul ăsta, niciodată, și iar am căzut. Noi nu ne cunoaștem pe noi înșine. Câteodată cad și eu așa, mă duc cu mașina. Și dacă voi nu o pățiți, eu o pățesc.
mă duc cu mașina și îmi zic așa, când pornesc de acasă, mă, nu mă mai enervez în trafic, indiferent ce ar fi. Dar nu știu ce se întâmplă când ajung, merge unul, parcă merge cu frâna de mână trasă, așa vine să-i trag una cu mașina în spate să-l împing, mă, du-te mai repede. Și parcă mă apuc așa câteodată în nervi. Nu zic niciun cuvânt josnic, nu zic nimic. Dar îmi zic, mai ce m-a apucat să mă enervez? Și se uită Dana la mine și zice, dar ce te enervezi așa? Mă, zic, nu știu nicio. Uneori facem lucruri pentru că nu ne cunoaștem pe noi înșine. Noi avem impresia că suntem... No, bine, voi nu vă enervați niciodată. Domnul să vă binecuvânteze. Să nu vă întâlnesc în trafic vreodată că sunteți nervoși, că cu mine ați pățit-o atunci. Știi, când s-a întâlnit Isaia cu Dumnezeu, știi ce a zis Isaia din capitolul 1 până în capitolul 5 inclusiv? Isaia zice, vai de alții, vai de corona bețivilor lui Efraim, vai de Iuda, vai de toți vai. Dar în capitolul 6 își schimbă descrierea. Și nu mai zice în sistemul lui oratoric, nu mai zice, vai de alții. Știi ce zice? Vai de mine. Dar ce s-a întâmplat, Isaia? Ce ai pățit? Zice, în ziua morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul. În prezența lui Dumnezeu, de fapt, m-am văzut pe mine. Pentru că Hristos este oglinda în care eu mă văd. Îmi dau seama că sunt păcătos, că am nevoie de El, că am nevoie de o schimbare. Doar în prezența lui Hristos n-a reușit tata și mama să mă convingă de lacunele și de minusurile mele. N-a reușit comitetul, păstorul, biserica, n-a reușit prietenii, n-au reușit școala, n-a reușit școala de corecție, n-au reușit poliția, n-a reușit toate sistemele din lume să mă convingă că eu sunt cumâs. Însă la întâlnirea cu Dumnezeu, m-a convins Dumnezeu. Știi ce îi spune Domnul Iisus lui Simon în Luca 22, 31 la 34? Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă cum se cerne grâu. Să te ferească Dumnezeu, să te îngăduie Dumnezeu în sita lui Satan, să te cearnă Satan. Că Dumnezeu poate să permită celui rău, cel rău nu poate să-ți facă nimic, dar Dumnezeu zice, vreau să-l încerc cum l-a încercat pe Iov. Ia pune-l puțin în sită și poartă-l în sită, diavole, să vedem eu dacă ăsta îi grâu sau neghină. Ce-i? Și apoi Dumnezeu îl îngăduie pe cel rău, cel rău nu poate să-ți ia viața, doar te pune în sită. Și începe, ai văzut vreodată cum se cerne făina sită? Mai cerneți făina sau o puneți așa necernută? Să nu o puneți necernută. Puneți-o în sită, da, și cerneți-o. Când cerne așa, ce se întâmplă? Toată făina bună cade jos și tot ce e rău rămâne în sită, da? Cel rău v-a cerut să vă cearnă cum se cerne greu, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Despre ce vorbești, Doamne? Păi, Simone, vreau să spun că voi fi dus la Ierusalim, voi fi bătut, voi fi așa și voi toți mă veți părăsi. Ce vorbești, Doamne? Eu? Eu niciodată. Cu tine, dacă trebuie să mor, mor cu tine, chiar dacă toți ăștia alți te vor părăsi. O promisiune solemnă. Știți cine l-a părăsit primul? Chiar el. Când a ieșit afară și a plâns cu amar, a realizat Petru că nu se cunoaște pe sine. Știi, deviza lui Socrate era mereu și mereu, cunoaște-te pe tine însuți. Dar cum să te cunoști? Adevărata cunoaștere este în prezența lui Dumnezeu. Știi ce a spus Iov în 42? Capitolul, versetul 5 și 6. Urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și în cenușă. Adică ce-l determină pe Iov la pocăință? Faptul că ochiul lui, adică al lui Iov, l-a văzut pe Dumnezeu. A văzut o parte din slava lui Dumnezeu. Și asta îl determină la pocăință. Și apoi, în ultimul rând, a fi sărac în Duhul înseamnă să recunoști că ai nevoie urgentă de iertarea divină. Oameni buni, noi nu putem ierta păcate. Noi putem ierta greșeli. Oamenii pot greși. Cum zicem în rugăciunea Tatăl nostru? Și ne iartă nouă greșelile noastre, nu păcatele noastre, și ne iartă nouă greșelile noastre după cum iertăm și noi greșiților noștri, adică celor ce ne greșesc. Când un om a păcătuit în fața lui Dumnezeu, eu nu pot să-l iert în locul lui Dumnezeu. Nu pot să iert în locul lui Hristos. Cel care iartă păcatele este Iisus Hristos. Eu pot să iert greșelile.
în fața lui Dumnezeu noi trebuie să ne ferim de păcate, dacă se poate, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, spune Evrei. Noi nu mai trăim în păcate, nu facem din păcat un mod de viață. Noi putem greși. Eu pot greși cu o vorbă, pot greși cu o privire, pot greși cu un gest, pot greși cu o ținută, pot greși cu multe, pot să greșesc. Dar e una să greșești și alta să păcătuiești. Iată, vameșul acesta zice: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. În timp ce fariseul zice: eu sunt bun și sunt bun, că Dumnezeu nu face rebuturi. Eu dau zeciuială, eu dau așa, eu fac așa, eu nici măcar nu zbârfitor, nici măcar ca epava asta, vameșul acesta, nici nu știu ce caută lângă mine. Finalul lui Iisus este, din pildă, vă spun, că omul acesta, păcătosul acesta, a înțeles ce e importantă iertarea lui Dumnezeu și a plecat acasă iertat. Iar Sfântul a plecat cu păcatele sale. Știi, e bine să fii sfânt și să nu știi că ești. E bine să fii omul smerit care să-ți recunoști păcatele înaintea lui Dumnezeu. Nu accidental ești în seara asta în casa lui Dumnezeu. În casa lui Simon Fariseu a venit o femeie. O femeie despre care Biblia spune că avea multe păcate. Nu avea bol, nu avea o fică bolnavă, nu avea un fiu bolnav, nu-i trebuia să se mărite, nu-i trebuia un soț, nu-i trebuia nimic. Îi trebuia un singur lucru. Vreau iertare. S-a aruncat cu trupul ei la picioarele lui Iisus, fără să-i ceară voie fariseului. Și a început să plângă la picioarele lui Iisus cum n-a plâns niciodată. N-avea curajul să-i ceară fariseului, care era gazdă, măcar un lighean sau niște apă sau un prosop. Și Biblia descrie cea mai adâncă smerenie pe care poate avea un om la picioarele lui Dumnezeu. Îi spăla picioarele cu lacrimile ei și le ștergea cu părul capului ei. Și plângea pentru un singur motiv. Spune Biblia, era o păcătoasă. S-a dus exact unde trebuia femeia. Știți întâmplarea între Simon și Iisus? Unul era dator cu 50 de lei, celălalt cu 500 de lei, n-avea cu ce plăti niciunul, nici celălalt. Care crezi, Simone, că a iubit mai mult? Păi consider că ăla care a avut păcatele mai multe. Deci înțelegeți faptul că Iisus dă exemplul acesta între 500 de lei și 50 de lei? Amândoi sunt dator, nu? Păi nu contează că-s dator cu 500 de lei sau cu 50 de lei, eu-s dator. Pot să fiu și cu un leu, dacă-s dator, îs dator. Datoria aveau amândoi. A, că gradul de datorie era mai mare la unul și mai mic la celălalt, da. Dar tot dator sunt amândoi. Că nu contează să spui 1000 de minciuni ca să fii mincinos sau spui o singură minciună. Ori o minciună, ori 1000, tot mincinos ești. Înțelegi? Vezi tu femeia aceasta? A venit să-și recunoască păcatele. Femeie, ridică-te și du-te. Iertate-ți sunt păcatele. Credința ta te-a mântuit. Dar nu-i spune asta fariseului. Vrei în această seară Iisus să-ți ierte păcatele? Fii un om sărac în duh. Și repet, sărac în duh înseamnă să-ți recunoști starea spirituală. Să recunoști că ești un dependent și suntem dependenți de Dumnezeu. Să recunoaștem limitele cunoașterii de sine. Că oricât de bine credem că ne cunoaștem, ne înșelăm. Nu ne cunoaștem, decât în prezența lui Dumnezeu. Să recunoaștem că avem nevoie urgentă de iertarea divină. Te întreb, dacă tu mor la noapte în păcatele tale, unde te duci? Toți păcătoșii vor pieri de la fața lui Dumnezeu. Vor intra în iadul care e cu foc și pucioasă, care nu se stinge. Poți glumi cu asta, poți să faci ce vrei. Moartea este o realitate incontestabilă, toți oamenii mor. Ce se întâmplă dincolo de mormânt cu viața ta dacă tu mori cu păcatele neiertate? În această seară vreau să mă opresc aici. Și în rugăciunea care o facem, să o facem acelui cu, cum spunea Iisus, sărac în duh. Să ne smerim la picioarele lui Iisus și să-i spunem: vrem iertare. Vrem o schimbare a stării noastre spirituale. Îndură-te de noi, Iisus Hristoase, ai milă de noi.
Haideți, ridicați înaintea Domnului să facem această rugăciune.